Președintele PSD Olt, Paul Stănescu, consideră că eșecul lui Victor Ponta se datorează atât unor greșeli de strategie, cât și unor evaluări incorrecte. El a făcut apel la colegi să nu se grăbească să arate cu degetul spre echipa din fruntea PSD, precizând că o analiză corectă nu se face la cald, dar nu este împotrivă ca după analizarea rezultatelor unii să părăsească partidul. Victor Ponta să rămână primul ministru pentru că performanțele pe care le-a avut guvernul Ponta sunt performanțe de luat în seamă, nu mai repet, în astăzi știți lucrurile astea, am avut cea mai mare creștere economică în 2013. Conducerea PSD Olt s-a declarat mulțumită de rezultatul obținut de Victor Ponta în județul Olt. PSD, organizația Olt, a obținut una dintre cele mai bune rezultate pe țară, astfel noi am ieșit pe locul 2 la nivel național, atât ca procent cât și ca număr de voturi. Localitatea Dobrun, din informațiile noastre, este cu scorul cel mai mare din țară. În al doilea tur de scrutin, Victor Ponta a obținut în județul Olt cu peste 35.000 de voturi, mai multe decât la prima confruntare electorală pentru cotroceni.